Doi comisari europeni vin în România pentru a lansa programele din cadrul politicii de coeziune. Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicola Smith, și comisarul european pentru coeziune și reforme, Eliza Ferreira, vor face o vizită oficială la București, Iași și Vaslui. În această dimineață, comisarii se vor întâlni la Palatul Victoria cu premierul, cu ministrul investițiilor și proiectelor europene și cu ministrul muncii. După amiază vor fi la Iași, iar mâine ajung și la Vaslui. Vor participa la evenimentul de lansare a programelor naționale pentru 2021-2027 ale politicii de coeziune. Se vor întâlni cu autorități naționale și regionale și vor vizita, desigur, mai multe proiecte finanțate din bani europeni.